Vă salut și pentru clipul ăsta. Liliana nu știe cum am organizat mașinile, așa că vă salută și ea și vine să vadă surpriza. Haideți să vedem reacția, după care vedem piesele de Dacia, de Renault. Poftă mare, Liliana! Mamă, ai făcut garaj. Păi bine? Și ai loc să mai miști? Păi treci tu printre ele și vezi dacă ai loc să miști. Și când le scoți afară? Le luăm prin acoperiș. Mamă. Ce frumoasă e asta. Îți plac fiarele mele. Cum e, Liliana? E loc suficient? Da. Super. Super de mișcă. Îți place, da? Da. Da, e frumos. Bună, mâncărica? Da. Bravo. Vă invit pe voi. Ne invită la Liliana la masă. Deci cine are plăcere să vină la noi la masă, e așteptat. Cu mare drag. Vezi că ți-a rămas buletinul acolo. Să nu-l uiți. Da. Asta a fost reacția Lilianei. Așa că ne apucăm să facem inventarul la piese. Hai, rămâneți cu noi pe clipul ăsta, lăsați-ne un like, distribuiți postările noastre. Familia Bandi suntem noi, bă, frate. Ăștia sunt. Gata. Ne apucăm să facem inventarul la piese, să vă arăt ce am cumpărat. Hai că scoatem mașina afară, să descărcăm pur bagajul, să arătăm ce am cumpărat în România. Gata, scoatem mașina și revenim. Cu asta ne-am ales în România. Pardon, mă scuzați. Bucșa de la casă de direcție. Capul de cremaliere. Bucșa de teflon, așa cum o știe toată lumea. De la domnul Claudiu Preda, de la Sibiu. Cine a văzut clipul cu traseul până în Franța cu Dacia 1410 pe platformă, domnul Claudiu Preda, la dumnealui am găsit bucșa de teflon. Am căutat să o cumpăr din comerț. Și n-am găsit-o nicăieri, n-am găsit-o comand. Mulțumesc domnului Claudiu Preda, salutări cu mare respect. Ce mai avem? Jos. Untură. Glumeam, desigur. Domn profesor de la Făgăraș, cu mare respect vă salut. Parafină pentru berlină. Atunci după ce o vopsim antifonat, la urmă de tot, topită și băgată în toate încheieturile parafină, ca să nu mai ruginească, să nu mai aibă moarte. Hai că a rămas cu bucșa în mână, tot am scos toaregul de aici, toate pe rând, cum le scoatem, le punem pe jos, vă explic ce e, câte bucăți am cumpărat, dacă mai rețin și așa mai departe. Bucșa de la domnul Claudiu o să o țin în buzunar să nu o pierd, că e scumpă tare și rară, piesă rară. Nu, fără etichetă. Da. Cât așa, pe mine. Merge? Da. Merge, bun. Ploscă servo, două bucăți. Hai să o vedem, să o deschidem, să vedem. Două bucăți noi, una am găsit-o pe stoc, una am comandat-o. Oprește, Adrian. Merge? Uh-huh. Bun. Deci ploscă de servo. Am luat două bucăți. Într-adevăr, ce am găsit în comerț? Nu cea mai bună calitate, nu cele mai șmechere firme, nu piese noi. Asam. Turcisme, n-ai ce să faci. La vremea asta, nu mai iei ce-ți convine, iei ce găsești, că asta e. Vremurile bune au trecut de mult. Ideea e că am găsit o grămadă de piese noi, mai mult de atât. Am lichidat stocul aproape la magazinul de la care am fost și vă spun, la Filipești de Pădure, la Dalma Group, la Duțu, așa cum se știe și cum cunoaște toată lumea magazinul respectiv, am lăsat acolo bani mulți, cu tot ce am găsit. Mergem mai departe. O să scot din ele, ca să nu ne lungim, o să scot de piesele și apoi le prezint. Între ele am și piese vechi, dar noi, înțelegeți voi ce înseamnă, și piese noi. Deci piese mai vechi, care n-au fost folosite niciodată și au fost păstrate noi, și piese noi luate de magazin în timpurile astea, în vremurile astea. Tot ce am găsit, am luat, n-am ezitat cu absolut nimic și mai am și o surpriză. Aici e surpriza. Surpriza. Are doi craci, mișcă. Haideți să vă arăt.
V-am spus înainte să plec. O să rog pe vecinul meu să-mi împrumute presa lui de arcuri. De foarte bună calitate, foarte bine tratată. Am folosit-o când eram tânăr și aveam Dacia acasă în România. Ea e nefolosită de foarte multă vreme, curățată, aranjată. Am cu ce da arcurile jos, am cu ce-mi face treaba. Așa că o dăm deoparte, o pregătim pentru curățat. Aici mai am o piesă foarte importantă și desigur foarte rară. În România piesa asta e raritate. Haideți că vă arăt și ei despre ce e vorba. Care mi-a urmărit clipurile mai de mult, știți că am mai dus acasă un Renault 12, da? Galerie de admisie și evacuare cu carburator cu tot, model TS. Dacă le-am avut acasă, acum am fost, le-am plimbat pe drum, le-am adus, mi le-am luat cu mine, pentru că e posibil să-mi folosească atunci când o să desfac, când o să pun motorul de TS pe berlina aia. În cazul în care carburatorul are ceva probleme, din două aleg, construiesc, repar unul, fac la un fel. Deci, admisie, uitați-vă cum e, admisia de aluminiu, evacuarea din fontă. Le-am primit cadou cu mașina care am dus-o acasă. Iar ca să scot tot misterul de aici, e pentru prima dată de când am mașina, când scot de aici roata de rezervă. Să lași să merg, Adrian, când scot de roata de aici. Toate piesele le-am înghesuit pe sub ea pe aici. Rezumul e aici. Și hai să scot. Asta e de rezervă la toare. Un râs, un ce? Nouță de când e mașina. Oh, ce mai avem aici? Filtre, benzină. Adrian, hai că ne facem prezentarea acolo. Poți să oprești. Am descărcat. Nebunia asta de mașină. În sfârșit, ultimele bagaje le-am dat jos. Odată cu descărcarea asta a pieselor, am scos, cum ați văzut, și roata de rezervă de la Touareg. Prima dată când am dat-o jos, nu știu dacă cineva, în vreun fel, a mai dat-o jos, de folosit, sigur, e nefolosită. Da, nouță. Dar asta nu contează, haide să vă arăt ce s-a adunat aici. Asta mi-am adus de acasă. Înainte să mă filmeze Adrian, iar eu să prezint, vreau să vă spun că mi-am adus în cantitate foarte mare de tartrant. Să-l folosesc pentru curățat. Am de curățat cutii de viteză, am de curățat motoare. Și mai bine decât detartrantul ăsta, nu știu să fie ceva care să curețe. Îl pulverizez cu fâs de geamuri, îl las să acționeze, după care spălat cu jet de apă. Nou, iese orice sper cu el. De-aia mi-am adus în cantitate foarte mare. Să nu mă vaid că nu mi-ajunge, că mi-ar mai fi trebuit și totodată am mai luat și niște Triumf. Nu-i reclamă, nu-i nimic. Astea le-am folosit întotdeauna. La spălat de piese, la curățat, ca să iasă ce trebuie, cum trebuie să iasă piesa nouă, indiferent de starea ei. Trecem să prezentăm piesele. A venit Adrian, el mă filmează, eu prezint. Adrian, mă prinzi și pe mine, și mâinile, și eu, să nu credă lumea că vorbește vreun televizor, atât și piesele, da? Și avem așa, le luăm la, cum să zicem, la întâmplare, cum ne vin la mână. Bieleta de direcție. O să-mi am zis o prostie, las-o așa. Bieleta antirului. O să-mi spuneți, a, sunt de slabă calitate, a, sunt nu știu de care, a, e nu știu de ce, a, nu trebuia de alea, trebuiau de alelalte. În alte vremuri puteam să alegem. În vremurile care sunt, iei ce găsești. E piesă omologată, chiar dacă e aftermarket, nicio problemă. E de acolo, e ce trebuie, nu ne bate în cap. Mai mult de atât. La cât o să circule oricare dintre mașinile astea, piesele astea va ține fiecare 10 ani. Mai departe, deci le dăm deoparte. De asta trebuie să fie 4. Atâtea am găsit, aș fi vrut să iau mai multe, dar astea le-am găsit pe stoc, n-au vrut să mai comande, nu s-au mai găsit, mă rog, astea au fost.
bilete antirudu. Ăsta e pivot superior. Pivot inferior. Pivot inferior, deci cred că am luat 2 cu 2. Da. De ce am luat doar 2, doar așa? Pentru că pivot n-am nevoie la nicio mașină. Ba da, am greșit-o aici. La berlină îmi trebuie toți 4. Aici, în sfârșit, eroare de calcul. Nu-mi rămân să am pe stoc. Deci am luat pivoți, 2 cu 2. Pentru berlina verde am ce trebuie. Buș, basculă inferioară. Am cumpărat 2 seturi pentru 2 bascule. Așa le-am socotit, aia e. Ah, și unul de rezervă. Mai am alte buși de la vecinul meu, de la Valică. Te salut, Valică, dacă vezi clipul ăsta. El a fost ultimul la noi pe stradă care a avut Dacie. Și a mai găsit câte ceva piese rămase de când a avut el Dacie. Buș de basculă inferioară de Fartec, Brașov. Capetele de cremalieră le-am mai găsit la Valică. Noi, cu burdufuri, cu tot. Vino mai aproape, Adrian. Astea îmi trebuiesc la Brecu Bleu de aici de aproape. La asta îmi trebuiesc astea. Bucșa de teflon și bucșa de la capătul de cremalieră pe dreapta au joc pentru asta. Mașina a fost respinsă în principiu la ITP. Le dăm deoparte. Foarte bine, încă o dată mulțumim lui Valică. Tot după la el, mai avem semilune de la baie. Unele se mai pot folosi, altele nu se mai pot, așa cum au fost. El le-a avut, mi le-a dat, îi mulțumesc. Calul de dar nu se caută la dinți. Am mai cumpărat seturi garnituri etrier. Aici încă 2 bucși. Tot de basculă. Astea de bascula superioară. Da? Astea chiar nu am nevoie la nicio mașină. Am luat 2 bucși să fie pe stoc, că nu se știe. După cum știți, astea cad foarte greu, se deteriorează foarte greu, dar atunci când se deteriorează, e de preferabil să schimb bascula cu tot decât bucșa. Am luat 2 bucși să fie. Seturi de garnituri etrier, am luat mai multe, 4 aici, dacă o să mai găsesc în grămada asta, le prezentăm la momentul respectiv. Bucș tirant. Astea sunt câte 2 pe fiecare parte, 2 în față, 2 în spatele tirantului. Le-am găsit noi, am cumpărat mai multe, deci 4, am luat 8 bucăți. Să fie că nu se știe. Da, să știu oamenii despre ce vorba. Bucșă, basculă centrală. Bascula după spate, mai am una pe stoc, una am găsit. Mi-a spus doamna de la magazin că n-are unde să mai comande, să fiu mulțumit că am găsit-o și pe asta. Mulțumim domnului pentru ce le-a dat. Mai am 2 ciolane de spate și am mai luat 2. Astea am înțeles că n-ar fi problemă, se găsesc încă de comandat. Deci, sunt piese noi, așa cum sunt, v-am spus, mai am 2, am luat doar 2. Le dăm deoparte și trecem mai departe. Mai avem aici plăcuțe de fârnă, unele folosite, iar altele nefolosite, dar noi. N-au fost păstrate tocmai corespunzător, au mai rugit. Da, nu e o problemă, astea sunt plăcuțe care mai merg fără număr, așa cum se spune. Sunt noi, set complet, toate bune, pardon. Și încă una aici. Am cumpărat și 2 seturi de plăcuțe noi. La fel, ce e în mână nu-i minciună, mi-or trebui, nu mi-or trebui, le-am cumpărat să fie. Când o fi lumea mai dragă, mă lovesc de ele și n-am de unde să le mai iau nici măcar așa. A venit Codisa și Bianca, filmează. Bianco. V-am făcut cretite. Ce ne-ai făcut, măi? Cretite. Arată nici nu cum arată. Ia filmează pe aia. Sunt Bianca, tati, am 40 de ani. Mama mea niciodată nu mi-a făcut clătită să arate așa, băi, tati. Ei, și tu acum, tu nu știi. Nu știu, am înțeles. Deci, dacă voi știți cum trebuie să arate o clătită, spuneți voi. Eu n-am văzut așa până acum. O să degustăm din munca Biancăi. Sperăm să fie de apreciat.
Bianca a plecat, am rugat-o să ne lase farfuria cu clătitele ei minunate aici. A plecat cu tot cu farfurie. Sperăm să mâncăm și noi mai târziu. Simeringul pentru distribuție, 2 bucăți. Simeringul pentru planetare, la cutia de viteze, doar 2 am mai găsit. Bucș, bară torsiune, doar 2 am mai găsit. Suport motor, tot de la valică vecinul meu, îi mulțumesc și pentru ăsta, nou, nefolosit, valică să trăiești. T-uri amortizor. Inițial am vrut să cumpăr mai multe, pentru că îmi trebuie și la aia verde și la brecul care e în spate și nu vreau să mai fac deocamdată, mai trebuiau teurile la amortizor. Am găsit doar 2. Știu că nu e mare calitate, sunt piese noi, așa cum am spus, la cât o să circul cu mașinile astea, 10 ani sunt garantate. Mai avem? Ar fi trebuit să le pun și eu pe categorii care, cum, de unde e, dar asta e. Cuzineți, și bielă, și palier. Noi, tot de la valică, să trăiești încă o dată valică și când ce dorești să-ți dea Dumnezeu. Deci piese noi, nefolosite, le punem deoparte. Bieletă de direcție. Astea sunt 4 bucăți. Inițial s-ar putea la brecul ăsta să-mi trebuiască, nu mai știu exact, parcă trebuie o bieletă la ăsta. Am luat 4 la berlina de acolo verde, sunt în stare foarte bună, am cu ce-mi face treaba, nu-i problemă. Chiar dacă nu sunt de cea mai înaltă calitate, le desfac burdufurile, vaselină băgată multă să aibă și vor rezista ani de zile. Burdufuri planetară, și de la roată și de la cutie. Le-am luat mai fără număr, așa, astea de la cutie, de asta am luat cam multe, dar le-am găsit pe stoc și le-am luat toate. De roată doar 2, astea alte sunt 5. Pe astea le-am găsit pe stoc, am luat tot. Asta e. Splinturi de planetară, deci și interior și exterior. Sunt într-o punguță aparte, am luat 10 bucăți, să fie. Am găsit acasă la tatăl meu o bujie nouă, am luat-o și pasă de acasă. Furtunuri de frână, 2, 4, 6, astea au fost pe stoc, cât de bune, cât de calitative ar fi, Dumnezeu cu biciu. Le-am găsit, le-am luat. Măcar sunt noi. Cât ori dura ele, rămâne de văzut. Asta e piulița de strâns contra piulița de la capetele astea de cremalieră. Deci de la astea. Luate de la magazin, le mai avea pe stoc, nu le cerea nimeni. Desigur, nu le-am lăsat acolo pentru că am considerat că e păcat. Le-am luat și pe astea. Avem un pinion de Delco. Văd că ar avea un pic de uzură, nu știu exact ce-i cu el, în sfârșit, e bun, lasă-l să fie. Ce am luat mai departe? Mastic pentru îmbinare la aripi. Scrie pe cutie, incompletă, atât am mai găsit. 5 bare, parcă le-am numărat. 5 bare de mastic, le-am luat toate. Dacă aș fi găsit mai mult, știți, vino Adrian cu camera. Se folosesc în mod expres la îmbinarea aripilor aici și jos, la prag. Pe asta le-am găsit, pe asta le-am luat. Stai că au început să se împrăștie. Hai mai departe. Tot la tatăl meu am găsit ceasurile astea de temperatură, presupun, încărcare, presiune ulei și temperatură gradat. Mai mult ce să spun, nu sunt în cea mai bună calitate, dar ca nu cumva să se piardă, le-am adus să fie toate într-un loc, să le am toate, că niciodată nu se știe. Ele normal ar trebui și ar fi fost frumoase, să fie lucioase, să fie curățate, nichelate, foarte frumoase, știu, aveți dreptate, așa e, nu mă certați, le-am luat doar să le salvez, doar să rămân aici pentru că niciodată nu se știe. În lipsă de altceva, le pot folosi. O pompă de benzină.
care sau de care lucra. Din asta capsulată, nu știu ce e cu ea. La fel, am găsit-o acasă, am luat-o și pe asta. Cel mai probabil am luat-o cu berlina verde care am dus-o acasă. Am găsit-o, am luat-o. Văd că are uzură mare aici, pe camă. Dar ca să, aici unde lucrează ea. Ca să elimini uzura de aici, ea are o garnitură de teflon. Teflon zic, nu teflon. În sfârșit, nu scapă numele materialului ăla. Are două garnituri subțiri și una groasă. Se scoate una dintre garniturile groase, subțiri, și ea revine, ar lucrează înapoi pe camă bine. Am mai luat 3 filtre de ulei. Le-am găsit pe stoc. Am vrut să comand mai multe. Doamna mi-a spus că se găsesc, nu-i problemă, nu, să nu mă grăbesc cu asta, că asta voi găsi în continuare. Am luat 3 filtre de ulei, să fie. Cel puțin 3 mașini care le am, o să le fac schimbul la toate și atunci când va fi cazul, și le pun filtrul nou. Ce am găsit? Doar 2, aș fi vrut, chiar dacă nu e, așa cum a spus, cea mai înaltă firmă. Tot turcizme, nu-l scot în țiplă. Doar atunci când o să-l desfac și o să-i dau cu o stradă motorină pe el. Pentru brecul ăsta. Discul de frână, noi. Astea am înțeles că greu de găsit. Nici nu m-a interesat mai greu sau mai ușor. 2 am găsit pe stoc, 2 le-am luat. De ce sunt scoase din... Sunt doar în țiplele astea de nylon? Pentru că nu aș fi avut spațiu corespunzător necesar suficient să le transport. Le-am scos din ambalajul lor de carton ca să le înghesui acolo unde le-ați văzut, la roata de rezervă, în probagaj, că nu doar pastele le-am avut, dar adus în România. Așa că a trebuit să le fac loc unde neunde și a renunțat la ambalajele de carton. Alte garnituri de la baie. Semilunile. Nu știu, mă voi lovi de ele, nu mă voi lovi. Poate le voi găsi noi vreodată, sau poate nu o să le mai găsesc niciodată. Le am aici, o parte după la valică, o parte după la mine, după acasă. Și tot așa. Mai avem aici, tot la valică, cele vecinul meu care v-a spus. El a avut ultimul Dacia pe stradă și a mai găsit câte ceva la el. Ăsta e un pistonaș de la cilindru pe spate, dar e compromis. Nici nu contează. Bux amortizori. Noi. Ia să le pun eu să fie toate. Alte buxi de tirant. Suficient de multe, nefolosite, noi, chiar dacă arată mai urât, nu contează, sunt noi. Altă, asta e protecția de la etrier, simmering de planetară, o să le punem într-un loc toate, să le păstrăm. Garnituri de baie cât cuprinde, astea de cauciuc, le punem frumos aici, o să le punem separat. Cam obosit vorbind. Garnituri de etrier, tot noi, simeringuri, altele. Astea, nu-mi dau seama de la ce e acum, dar sunt noi, sunt foarte bune. O să le vedem după cota care o are. Îmi trebuie cu ochelari, nu-mi bate să... Da, le avem, o să le verificăm. Astea de la semilunile de la baie. Asta e o garnitură de la saxofon. Se potrivește. Vino, Adrian, cu camera. În mod normal, aici. Pentru TS, vedeți, pleacă pe două. Pe două căi. La berlina verde e cu o singură cale plecată. Foarte bună, rară. Astea ar mai fi garniturile de la pompă, presupun, da, după la pompă. Și o protecție de la un cilindru de frână. Deci e protecția care vine în capăt aici, pe pistonaș. La valică le-a avut și el pe acasă, pe unde le-a avut, mi le-a dat, nu mi-a folosit, e de multă vreme și a schimbat și mașina. Pe asta le-a mai avut. Spuneți-mi voi ce e asta. Ăsta chiar nu știu, a fost în punguța lui Valică și îi mulțumesc și pentru el, chiar dacă o piesă care chiar nu știu ce e.
Hai mai departe, Adriane, că am transpirat sub limbă. Repartitor de frână. Bă, fraților, turcism, dar nou. Da? Cât o fi să țină? Va ține mai mult, va ține mai puțin? Ca să fiu sigur că nu stau să mă împotmolesc de ăsta, am... Mai erau... Unul mai avea pe stoc și am comandat 4. Prima dată m-am cam fustăcit, Doamne, mai comandați-mi unul. Ia mai comandați-mi, Doamne, să am 4. Le am. 4 repartitoare de frână. Aici avem pompă cu simplu circuit. La fel turcism, simplu circuit pe 3 conducte. Cu ploscă de servo. Așa a avut Renault 12. Văd că și brecurile și berlina așa, pardon, așa au fost echipate, cu pompă pe simplu și ploscă de frână. Înainte să încheiem clipul, o să vă arăt. Fiecare mașină are pompă pe simplu și ploscă de servo. Deci două pompe de frână am luat deocamdată. Asta funcționează și funcționează foarte bine. Îmi trebuie la cea verde de acolo și la breco ăsta. Filtre de benzină. Am luat 4. Lasă-le să fie. Unică folosință. În funcție de câte gunoaie vor fi în rezervoare, atât îmi vor ajunge. Furtunuri tur-retur. Am luat câte 3. Astea se potrivesc și de la rezervor la conducte de dedesubt, doar că fiecare trebuie tăiat pe din două, și de la conducte la pompa de alimentare. Am luat 3 cu 3. Mai departe. Mai avem aici 3 furtunuri și 1 orientoare, să-l mai caut și vedem. De benzină, de la pompa de alimentare la carburator. Le-am luat și pe astea. Furtun de ploscă de servo, de la ploscă de servo la chiuloasă. Știu că am luat 2. Verific unde sunt, dacă mai sunt. Dacă nu, unul singur. Nu am sigur dacă a rămas doar ăsta și nu mai am încă unul. N-au avut să mai mi-l comande. În sfârșit, am luat și un furtun de ăsta. Vreau să iau 2 cel puțin. Hei! Cap în gard, supurs de cric. Da? Așa cum or fi ei, sunt piese noi. Știți că la berlină n-am avut ce să mai pun de suport de cric. Și am ales să o las așa cum s-a aflat înainte de a pleca în concediu, doar ca să ajung acasă să caut suport de cric. Sunt stânga-dreapta, cum vin ei, așa. Sunt stânga-dreapta, da? Noi. Bine că i-am găsit, bine că i-am luat. Ultimii 2 pe stoc, când m-a auzit doamna că întreb de așa ceva, s-a închinat. Că n-am mai găsit table, n-am mai cerut nimeni table pentru Dacia de mult. Ce am mai găsit pe stoc ca table au fost așa. Suporții de cric față, 2 bucăți. Suporții de la tirant, nu-mi trebuiesc. N-am la ce să-i folosesc. I-am găsit și i-am luat. Stânga-dreapta. Nu cea mai înaltă calitate, dar sunt piesă aftermarket. Ce trebuie, de unde trebuie, de la locul lor. Bun, i-am luat și pe ăștia. Și foarte important, pentru că la toate mașinile m-am lovit de problema asta, segmenții aripi pe spate. Chiar așa se numesc ei, denumirea lor de la magazin. Asta e piesă, vă dați seama, după marginea șanțului, nu e suficient. Ce trebuie aici, la nervura asta, trebuia un pic mai pronunțată. Dar în lipsă de altceva, am găsit piese noi. Le-am luat, că altă dată nu o să le mai găsesc. Și era posibil să mă gândesc vreodată că aș fi avut ocazia să le cumpăr. Nu le-am luat și mi-ar fi părut rău. Lasă-le să fie pe stoc aici, oi vedea eu ce-i face cu ele. O priză de cutie, asta am luat-o de acasă. O am de 20 de ani. Mai bine, de 30 de ani, tatăl meu centra ambreiajul cu ea, am luat-o cu mine acum, el nu mai are Dacia, nu mai lucrează cu ea, am luat-o să fie la mine. Priză de cutie să centrez discul de ambreiaj cu ea.
cablu de frână de mână. Mai am unul aici pe stoc, am mai luat unul. Mă cam lăcomeam, am zis. Puteam să mai iau. Mai erau pe stoc vreo 2 sau 3, n-am vrut să le iau. Doamna mi-a spus că astea se mai găsesc, nu-i problemă. Am luat doar unul. Partea scurtă. Asta am vrut să iau mai multe, dar nu am mai găsit mai multe. Partea scurtă de la cablu scurt, de frână, tot de frână de mână, cel care pleacă de la manetă către cablu lung. Nu am nevoie momentan la niciuna, la toate sunt funcționale cablurile astea, l-am luat să fie aici. Niște segmenți. Nu tocmai bine păstrați, nu știu dacă au fost folosiți, din ce văd, unii au fost, alții n-au fost. Calul de dar nu se caută la dinți, așa cum am spus, i-am luat și eu cu mine aici, lasă aici. O pompă de benzină, ea ar vrea să spună că e mai nouă așa, dar deja e defect corpul. Cam mai blocată, e sărită după în boltul sau după aici. Treabă bună cum o fi, nu contează. Am luat-o pentru corpul de sus, aici unde are pastilele care se uzează și rămân deschise, și membrane. Foarte bună. Am avut ocazie, am luat-o și pe asta cu mine. De la vărul tata, de la Adrian, să trăiască. Fără număr. Da? Mai sunt și alte piese de la Adrian. Cum ar fi fișele astea tot de la el, ce a mai avut omul pe acolo pe acasă, un capac de Delcom, i l-a dat tatălui meu, tatăl meu mi l-a dat mie. Sunt bune, nu știm când ne lovim de ele. Încă o membrană, cam amărât, asta am găsit-o la mine, ce a mai rămas din ce a fost, au fost multe piese, multe daci au fost la noi în curte și s-au dus. Cu ani de zile în urmă, când aveam curtea plină de piese de Dacia, niciodată nu m-aș fi gândit că o să mă apuc să restaurez eu o Dacia. Așa că s-au întors sani, s-a întors groata, acum mă lovesc de ele. Curea de ventilator. 4 bucăți. 2300, am 3 mașini, una să fie de rezervă. Le-am luat, că ce e în mână nu-i minciună și de mâncare nu cer. Bun. Bine că le-am luat, bine că le-am găsit. Ăsta e o garnitură de baie. A fost folosită. Nu ne deranjează. O garnitură partea cealaltă, tot de baie. Și asta n-a fost folosită, dar s-a cam întărit. Să vedem cum mă gândi să o construiesc, să o păstrez. Altă garnitură de baie. Iar asta e garnitura de la capacul de distribuție. Nouă. Da? Bun, foarte bun. Am mai cumpărat eu două garnituri de baie, să fie că nu cer de mâncare. Asta e talpa de sub carburator. S-a cam înfundat, ea în sfârșit, dacă o să o mai pot recupera, o să o recuperez. Dacă nu, ducă să. Am luat-o și pe asta să fie aici. Iar aici mai avem doi rulmenți de spate, cu simmering și cu șplint. Și pe ăștia i-am luat de acasă, sunt piese noi, ce au mai rămas de trecut. Deci rulmentul mic, rulmentul mare, simmeringul de la tambur și șplintul. Set complet. Un filtru de aer, mai am unul aici. Iar pe stoc doamna nu mai avea altul. Mi-a spus, nu te grăbi că astea se mai găsesc. Data viitoare când o să mă duc, o să mai iau filtre de aer, să le am aici. Așa, despre ce n-am vorbit? Nu-i ce trebuie pentru mașinile astea, nici nu trebuia să mă gândesc. Dar astăzi covorașe pentru roțile de în față. Am găsit două seturi pe stoc, chiar dacă am dat bani și nu mi-erau neapărat necesare, le-am luat și pe astea, lasă-le să fie aici. Exact cum am spus. Cel puțin pe cel cu motor de TS, chiar dacă sunt scurte, pe față o să-i pun pe spate. Asta de față o să-i pun garantat două covorașe de-astea. La partea din spate le pun de-astea. Simple, frumoase, să fugă tare mașina. Acum să vedeți ce o să fugă Dacia, că o să-i pun preșul de alea. Hey. 32-36. Cheie, am luat-o de acasă, o am, e bătrână, veche, ruginită. Am luat-o de acasă. Dar nu o să vă spun la ce să o folosesc, aștept să-mi spuneți voi pentru ce am luat-o, unde e necesară. La Dacia 1300, unde folosesc cheie de 36.
Aștept mesajele și comentariile voastre pentru cheia de 36, la ce o folosesc. Și am mai luat aici ultimul drum. Bă, fraților, nu mă certați, v-am spus. Vino, băi, Adrian, mai aproape, să nu zică lumea că sunt panaramă și nu am știut pe ce să dau banii. Păi, ștergătoarele astea nu mai au lamela de cauciuc. Sunt ele așa cum sunt. Decât astea, astea sunt mult mai bune. Până o să găsesc eu ștergătoare nichelate să facă treabă bună, le-am luat pe astea așa. Că ale nichelate mai greu și foarte scumpe. Așteptăm. Toate în timp se vor rezolva. Mă concentrez să dau banii mai mult pentru ce îmi este necesar să meargă mașinile bine, iar ce ține de aspect, de nichelaje, toate cele, în timp, pe parcurs, o să găsesc ce îmi trebuie, ce am nevoie, când am nevoie. Și că toți sunt român și am trăit cu antifon la Dacie, antifon cauciucat, vopsea antifonică cauciucat, am luat să dau cu antifon, mă frate. Sună bine. Două cutii de antifon, ploscă de servo, două bucăți, presa de arcul, am prezentat-o, despre carburator și galerie de admisie cu evacuare, model TS, am discutat. Am rămas dator să arătăm cum sunt echipate Renault-urile, cum au fost echipate Renault-urile 12. Vino, Adrian, aproape. Ne interesează pompa de frână simplu, circuit, cu ploscă de servo. Cineva într-un comentariu la un moment dat mi-a spus că așa s-a montat pe break, pe Renault 12, încă de la început. Eu, Adrian, și aici. Astea sunt blocate. Am călcat frâna și a rămas pedala în frână, în podea. Și plosca de servo, și plosca... Iertați-mă. Și pompa de frână, și plosca de servo. O să le schimb împreună, să fie treabă bună, să apară și frumos, să fie și curat. Adrian, întrerupe pe filmarea și mergem la cealaltă mașină. Deși am demontat pompa de frână de aici, a mai rămas plosca montată. Îi spun ploscă, dar e doar un fier vechi. Nu mai funcționa nici pompa de frână, nici plosca. Sunt compromise. Pentru asta am luat ploscă de servo și pompa de frână. Să pun în mod expres pe mașina asta. V-am spus că o să-i pun puntea de break cu tambur mărit. Servofrână. Discurile ei sunt foarte bune. Mai departe o să vedem ce are nevoie și ce nu are nevoie. Da, cam asta e. Am vorbit mult într-un timp relativ scurt, Adrian, de mai aproape. Am venit deja răgușit din concediu. Am mai făcut vreo două clipuri. Destul de răgușit. Sper să-mi revin. Asta e. Salut pe tovarășul meu, Răzvan. Cel mai bun prieten al meu. Am făcut un chef împreună și ne-a luat răgușeala. Nici o problemă. Mai mult, rămâne să vorbim despre, ce am zis, plosca de servo, am vorbit. Deci, cum spuneam, rămâne să vorbim despre berlina verde. Weekendul următor, nu știu în ce măsură o să reiau lucru, activitatea la ea. Asta va fi următoarea pe care o să restaurez. Asta fiind încă funcțională. Încă nu i-am trimis actele să-i fac carte gris. Știți că am fost cu la ITP. Mult de lucru. Sper ca weekendul următor să încep să lucrez iar la berlină. Așa. Când pierdusem ideea și am uitat ce am să spun. Nu am cumpărat din România pentru că am depășit bugetul. Nu am cumpărat kitul de vopsele, kit și preschit, vopsea, lac, dragi, lac, tot ce trebuie pentru el. Nu am cumpărat vopsea, am depășit bugetul la care m-am așteptat eu, am mai avut și alte cheltuieli și cum e la fiecare, toate sunt limitate și toate vin atunci când e cazul, atunci când trebuie. O să antifonez, să-i sudez sub forță de cric, am de lucru în continuare la aia, o să încep să-i montez mecanica toată, șlefuită, după care pregătită de vopsea. Avem timp, o să le iau una câte una, fără să dau bani mulți dintr-o dată, așa cum am făcut pe piesele astea. Cum le vedeți, arată Adrian Mormanu acolo.
Nu știu cum, poate vi se pare mult sau poate vi se pare puțin, toate piesele astea au costat 2500 de lei. Zic eu, o sumă destul de mare să o dai dintr-o dată pe niște lucruri pe care oricum nu le-ar mai fi cumpărat nimeni din magazin. Am fost mulțumit că am găsit, cam ce am avut nevoie. Mai era ceva pe listă care nu găsisem, dar în timp le mai caut pe aici, chiar dacă o să le plătesc mai scumpe. Atunci când o să-mi frigă buza și o să fie neapărat necesar, le cumpăr de aici. Mai mult de atât, vă salut ca de obicei. În continuare, rămâneți cu mine pe canalul meu, Fiare de Plastic. Vă transmite mare respect tuturor, să auzim numai de bine, baftă tuturor, iar până data viitoare să ne vedem numai și numai de bine. Lăsați în comentariile voastre sfaturi, sugestii. Salutări domnului Adrian! Îmi cer scuze că spun tocmai acum. Am găsit presa de arcuri. Găsisem cu dumnealui o soluție să ne complicăm un pic, dar am vrut să aștept pentru presa de arcuri. Am rezolvat-o, avem cu ce de arcuri de jos. Baftă tuturor, să auzim!